Emi, am ceva să-ți spun. Mă uit aici la The Mask și mi-amintesc de vremuri, știi? Și când s-a făcut filmul ăsta, The Mask, 94, eu deja citisem vreo trei biblioteci. De exemplu, să zic niște autori mai mari, nu? Citisem Jack London, ce era important. Și apropo de Jack London, vreau să spun ceva, este foarte important. Probabil că ai citit și tu Cold Sub, sau nu știu ce, chemarea asta pe bună. Dar dacă ai citit nu doar Dragoste de viață, ci sau Răzvătitul sau ce mai are, frate? Dacă, dacă ai citit Martin Eden. Martin Eden l-am citit, mi se pare, și în decembrie trecut, la un moment dat. Acolo Jack London se destăinuie. Și ce încerc eu să zic e că dacă... Deci asta este frumusețea cărților. Cărțile există. Nu ai nevoie decât să știi să le citești. Posibil să faci tu niște note. Deci, cum să zic? Bineînțeles, există oameni care sunt mari profesori, care prin facultăți, cum a fost Mircea Zaciu, dar nu ias puțin. Eu personal nu știu. Eu n-am vrut niciodată să știi să probabil să fiu un tip cu facultăți și cu treburile astea și să nu fac de fapt nimic. Pentru că știi cum îi faci facultățile, termini, nu știu ce. Sau și dacă aș fi terminat regie sau teatru. Eu am ajuns la concluzia după când eram la curs, așa că ceea ce vreau să fac e să scriu. Asta a făcut și Dumnezeu, a scris. Nu a zis, faceți rozi în fiecare an. Să dea poruncă, știi? Să zis să scrieți pentru tine aceste porunci. Deci e ultima poruncă din Tora. Orice evreu și orice musulman trebuie să-și copieze măcar într-un exemplar Biblia. Și spune că orice creștin trebuie în viața lui, spunea mama, să sape o fântână, să facă un copil, să facă o casă, să scrie o carte. Înțelegi? De ce este important să scriem? Dar cum să scriem dacă nu citim? Cum să citim dacă nu credem? Cum credem dacă nu există? Înțelegi? Deci ceea ce e cel mai frumos, e că eu în secolul 21 scriu ca în secolul 19, cu toate mijloacele de azi care sunt, să fie și mai și imaginez că o să fie internetul hologramă și stai la tine în ogradă și ai internetul 5.000 de metri hologramă. Poate 50.000 de metri. Înțelegi? Te uiți la hologramă. Cum Borges se uita la Aleph, dacă ai ascultat azi noapte. Nu. Deci, decât și asta nu mi-a plăcut mie la școală, nu, mi-a plăcut învățătura de bază sau istoria sau nu știu ce, dar nu mi-a plăcut faptul că te învață tot felul de nimicuri și te țin cu niște manuale de 3 lei și după aia ajungi un prost care zice, a, păi am făcut școală, am învățat la școală. Eu am învățat la școală, dar eu am avut propria mea școală, care m-am învățat singur. Înțelegi? Și prietenii care i-am avut pe bază de cărți citite. Și familia. Deci, ți-am spus că când eram pe clasa a doua, în toamna lui 89, și este foarte interesant, pentru că în 87 m-am mers la biserică și m-am făcut polițist, nu milițian, la 5 ani. În fine, și în 89
ne-am făcut pionier la unitate. Zic că noi suntem soldați, că trebuie să ne apărăm patria. Așa. Și după aia, sau nu, ca pe atunci, mai întâi Rafael mi-a zis să întorc cravata invers, știi, să o fac de cowboy. Și noi eram în România, știi, toți vreau să fie în America, toți copiii erau. Eu nu neapărat, dar și eu ziceam, bă, ce cu America asta? E mare, mă. Și, cum să zic, ideea e că Rafael mi-a dat de citit aventurile lui Tom Sawyer și Huckleberry Finn. Alu, alu. Apoi, după până atunci eram mai duhovnicesc eu, cât puteam, știu, cu Dumnezeu. Și după aia cu Dumnezeu, că cărțile sunt foarte religioase, foarte creștine, Tom Sawyer și Huck Finn și așa, da. Deci asta vreau să zic, domnule. Dumnezeu nu s-a chinuit, stai că trebuie să fac colegiu, stai că trebuie să fiu profesor ca să scriu legea și Evanghelia, dar poate fi și Corana. Și nu a dat la oameni învățați să scrie cel mai adesea. Sau, de exemplu, uite, Isaia a fost un tip care a făcut școală de plăcere, pentru că era nobil, era bogat, n-avea nevoie. Era ca un fel de logofăt. Și ce încerc să zic este că Dumnezeu pur și simplu s-a pus la masa de spinare de jaguar și a scris.